Tocmai am aflat că DNA-ul a descins la Spitalul Județean, anchetând achiziția a câteva containere cu destinație medicală, pentru care s-au plătit 6 milioane de lei. După prima parte a acestei pandemii din primăvară, autoritățile ar fi trebuit să ia măsuri mai rapide și mai eficiente pentru a se pregăti în vederea preconizatului val 2. Se pare că nu a fost cazul, iar aceste containere care au fost achiziționate cu un preț exorbitant, cu care probabil că ai mai fi putut să construiești un mic spital, nu au îndeplinit necesitățile pentru care ar fi trebuit să fie achiziționate. Bunăoară, ele erau lipsite de instalații de oxigen, dotările erau la nivel de un fel de dispensar, nu puteai decât să triezi și să consulți pacienții și cam atât. În același timp, conducerea liberală și-a luat în subordine compartimentul de achiziții publice, teoretic tot pentru a eficientiza un management al situației, dar care iarăși nu s-a dovedit deloc cu succes.